Salutare și bine v-am găsit în pisieria. Eu sunt Mihail și astăzi vă arăt cum puteți să spargeți între ghilimele parola de la Windows 10 în cazul în care ați uitat-o, varianta 2020. Pun spargeți între ghilimele pentru că nu o să o spargem, nu o să o aflăm, ci o să o schimbăm direct și că asta este foarte bine pentru 99% din cei care se vor uita la acest tutorial. Hmm. Eu de altfel am mai făcut un tutorial pe aceeași temă în 2016, dar atunci metoda funcționa foarte bine. Acum nu mai funcționează pentru că Microsoft a făcut ceva schimbări la Windows 10 și pe ultimele versiuni nu mai funcționează. Dar am o metodă nouă, bazată cumva pe metoda veche, dar care adaugă câțiva pași în plus care fac această metodă nouă să funcționeze fără probleme pe Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, chiar și pe Windows Vista, bineînțeles pe toate versiunile noi de Windows 10 și s-ar putea să funcționeze și pe versiunile următoare care vor apărea, gen 2004, 2010 și așa mai departe. Ok, am aici o mașină virtuală care are Windows-ul parolat și încerc să pun niște parole, nu funcționează, hai scriu și hint, nu funcționează, și în momentul de față, tot ce îmi trebuie este un stick sau un CD cu Windows 10, de preferat ultima versiune și neapărat să fie pe 64 de bits dacă aveți Windows pe 64 de bits, pe 32 de bits dacă aveți Windows pe 32 de bits. Ia să dăm aici click, o să dăm restart și o să butăm de pe stickul USB. Ca să fac chestia asta, la mine e tasta Escape. O să apăs tasta Escape și o să butez de pe CD. Și în momentul de față, butează de pe CD, mă rog, ISO, stick, ce aveți voi? Ați prins ideea. Se încarcă instalarea de Windows și nu o să reinstalăm Windows-ul, nu asta ne interesează. Ne interesează să avem un Command Prompt. Și ca să avem un Command Prompt la instalarea de Windows, apăsăm combinația de taste Shift și F10 și avem un Command Prompt. Apoi va trebui să navigăm în partiția unde este instalat Windows-ul. În majoritatea cazurilor, este instalat pe partiția C, o să scriem C: două puncte și Enter. Și acum suntem în partiția C. După aia, o să scriem CD de la Change Directory și o să punem Windows. Ne-am dus în directorul de Windows și acum vrem să ne ducem în directorul Sistem32. Atenție aici! Activați numloc dacă aveți numloc și vreți să scrieți cu tastatura numerică pentru că nu este activat by default. Hai să scriu și eu Sistem32 sau system 32 Enter, suntem în sistem 32, după cum ați văzut nu contează cum scrieți, poate fie Windows cu W mic, poate fie sistem 32 cu S mic, nu contează, nu e case sensitiv treaba asta, în Linux însă este. Dar nu despre nu-ți vorbim astăzi. Și aici va trebui să facem câteva permutări. Va trebui practic să avem un command prompt la login. Și la login știți că în partea dreaptă jos sunt niște butonașe. Unul dintre ele este butonașul de ease of access. Este un butonaș pentru accesibilitate, activează naratorul și alte chestii. Și acela îl putem înlocui cu command prompt. Având un command prompt la login, cu drepturi de super administrator, putem să schimbăm fără probleme parola. Ok, cum știm care este acest asistent de accesibilitate sau ease of access? Păi simplu, se numește utilman.exe. Și o să-l, cumva o să-i facem un backup, nu o să-l ștergem cu totul, că vrem să-l punem în loc după ce ne jucăm cu schimbatul parolei. Și o să scriem așa, rename utilman.exe și o să-i punem utilman.bak, să zicem de la backup, da? Dăm enter, s-a făcut redenumirea, chiar dacă n-am primit un mesaj de succes, s-a făcut. Și acum o să scriem copy cmd.exe sau cmd.exe utilman.exe da? și zice one file copied, ceea ce înseamnă că s-a făcut copierea. Am terminat treaba cu stick de Windows 10 sau cu DVD-ul sau ce vreți voi. Bine ar fi să-l scoateți din calculator ca să nu vă încurcați la but eu nu o să-l scot, oricum la mine butează by default de pe hard disk mașinii virtuale, de pe hard disk virtual. Vom da aici X și o să dăm Restart. Și în momentul în care dăm Restart, lăsăm windows să se încarce și nu începem să apăsăm butonașe. Nu, 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 nu începem să apăsăm butonașe pentru că altfel se va activa un switch din Windows 10 care va proteja sistemul de operare și va înlocui utilman.exe cu utilmanul vechi. Deci va scoate cnd și va, face, va repara practic ce am schimbat noi. Nu o să ridic, sau o să dau enter, mă rog, o să ridic loc screen-ul și o să apăs tasta shift. Și apăsând tasta shift, mă duc în partea dreaptă aici. O să dau click pe butonul de power și ținând în continuare shift apăsat, voi da click pe restart. Nu e, nu e apărat să luați shift tu puteți să-l lăsați și apare un meniu, da? Choose an option. Și o să dăm click aici pe troubleshoot, apoi pe advanced options și apoi pe startup settings. Și vedeți aici, Practic este meniul acela de Safe Mode, cum îi ziceam noi meniul la cu Safe Mode, da, vedeți, este Safe Mode, Safe Mode with Networking, strumarea de chestii. Ce ne interesează pe noi de aici este Disable Early Launch Anti-Malware Protection. Practic asta se întâmplă. Noi apăsăm butonașe, el își dă seama că în loc să fie acolo Utilman.exe, este CMD.exe sau CMD.exe și normal că sare, înlocuiește fișierele, și se declanșează un mecanism în Windows de autoprotecție. Noi vom dezactiva acest mecanism de autoprotecție temporar, însă nu se dezactivează definitiv, se dezactivează temporar. Vom da click pe Restart și în momentul în care pornește din nou Windows, ne va apărea un meniu de Safe Mode, să zicem așa, cu mai multe opțiuni și eu voi apăsa pe opțiunea numărul 8, da? voi da 8 aici. Disable Early Launch Anti-Malware Protection și se încarcă sistemul de operare. Nu o să vedeți vreo diferență Clar nu o să vedeți o diferență pentru că nu se schimbă nimic în interfața sistemului de operare. Voi ridica de aici, vezi că în continuare îmi cere parola, dar eu voi apăsa aici pe chestiuța asta și o să-mi apară un comment prompt. Și de aici este simplu, voi scrie net, nu e t, user, username-ul meu, dacă aveți un username complicat, aia e la mine, e Mihail, și noua parolă care va fi, să zicem, pwd. Și o să dau click pe, o să dau click, o să dau enter. Și document completed successfully, hai să scriem și noi pe WD și ca să vedeți că nu e vreo regie, pe WD și momentul de față intră în Windows. Ceea ce înseamnă că am schimbat cu succes parola, că am spart-o dacă vreți să-i spunem așa și gata, cam asta e foarte simplu și banal în cazul în care ați citat parola. Acum vreau la final să fac câteva precizări. Lista cu comenzile pentru acest tutorial se găsește în descriere, intrați acolo, aveți un link către site-ul PCR, unde v-am pus toate comenzile bine explicate, toți pașii bine explicați. Asta una la mână. A doua chestie este că dacă aveți un cont Microsoft, nu va merge această metodă, dar puteți să vă recuperați contul Microsoft de pe site-ul lor cu e-mailul alternativ. Deci și acolo există soluții fără să faceți chestii uh, complicate, mergeți pe site-ul Microsoft și vă recuperați parola. A treia chestie și ultima, tutorialul acesta este cu scop informativ și dacă nu iese ceva, dacă v-ați încurcat la unul dintre pași, asta este mai întâmplă. Dacă sunteți atenți, nu o să aveți niciun fel de problemă, noi ați văzut, am făcut pașii ăștia, au funcționat, ar trebui să meargă și la voi dacă faceți totul cum trebuie, dacă greșiți undeva, S-ar putea să nu meargă, așa că fiți foarte atenți, ăsta este sfatul meu, fiți foarte atenți, luați și instrucțiunile de pe site, Citiți-le bine, uitați-vă de două ori peste ele, fiți cum e croitorul. Măsurați de șapte ori și tăiați odată. Cam asta a fost. Eu am fost Mihail, voi ați fost în pisieria. La revedere, să aveți o zi frumoasă!